manifestăm împotriva vaccinării obligatorii. Împotriva legii vaccinării obligatorii. Atât. Asta e singura dumneavoastră. Încalcă multiple libertăți personale și de grup și de tot felul. De ce spuneți asta? Explicați-ne. De vedere. Ce vreți să luăm? Începem cu Socrate, cu Aristotel, cu logică primară, prin aceea că statul nu are voie să te oblige să bei niciun pahar de apă? Marea minciună care s-a perpetuat că dacă ești nevaccinat ești periculos, pe când acum s-a văzut cu 2020 că și cei vaccinați la fel de bine poate toți virusii și toate bolile. Dacă ești vaccinat nu înseamnă că ești un pericol mai mic pentru cele sau mai mare, sau dacă ești nevaccinat. Deci până la urmă este strict pentru așa zisa protecție personală, care nu există. Celelalte măsuri, cum vi se par? Bineînțeles, abuzive. Dumneavoastră, cum vi se par? Spuneți, cu cuvânt, să audă. Cum vi se par? Nu contează. Ce rezolvă închiderea societății la ora 8 seara sau 10 seara? Ce rezolvă? Cam nimic. Vedeți? Deci noi suntem împotriva nebuniei. Este o nebunie care este ridicată la nivel de lege. Cine nu vede asta, nu știu, ori multă lume o vede, dar nu se manifestă în vreun fel. Vedem, sunt prea pasiv, românii sunt pasivi, multiseculari vorbind, au stat sub stăpânire și așa mai departe. Noi realizăm că mare lucru nu facem, dar suntem măcar cu conștiința, în păcate, că uite, afirmăm lucrurile astea. Că e o nebunie care se. Am încercat, am ieșit, am fost la toate dezbaterile, am fost la București, am trimis scrisori. Și sperați totuși să fiți auziți. Păi sperăm să fim auziți. Nu știu dacă sperăm, ne aude Dumnezeu și vede că cel puțin nu ne culcăm pe ureche. Mulțumesc frumos!